Fac un video pentru copiii noștri de la Smart, cărora le este dor de noi, de Smart. Și fac un tur al școlii. Să ne aducem aminte de locul ăsta frumos care ne aduce împreună. Și în turul meu al școlii încep cu Wanderlust, clasa unde Maria, din Grecia, profesoara pe care am avut-o acum un an, ne-a pictat o scenă în Miami, unde avem aceste minunate beanbags, unde țopăie copiii. Bună ziua! Holul cel lung, kilometric, pe care se aleargă și profesoarele țipă, stop running, diplomele mele din Anglia, din toate diplomele din tabere, de la cursuri, de care sunt extrem de mândră pentru că înseamnă multă, multă muncă. Pozele noastre împreună de la examene din tabere. Diplomele Cristinei Ionu, care sunt foarte multe și de care sunt convinsă că și ea este foarte mândră, ale Raluca, toate diplomele profesoarelor Smart. Aici sunt în clasa Oxford. Cui este dor de Ralu? Mie mi-este dor de Ralu. Cu proiectele voastre, cu pozele voastre, cu desenele voastre. Mă mișc prea repede? V-am amețit? Mă duc în clasa Cristinei. În Cambridge. La fel avem poze, avem tabla asta interactivă, avem pozele Cristinei de când am fost împreună la conferința din Liverpool. Este clădirea asta plină de amintiri, mi-este atât de dragă. Am muncit atât de mult să o facem așa frumoasă, să ne simțim ca acasă. Multe, toate tablourile de pe pereți, apropo, sunt din Anglia. Sunt cumpărate, astea sunt cumpărate din Camden Town. Copiii care au fost cu mine în tabără știu ce este Camden Town. Este zona mea favorită din Anglia. Proiectele de suflet ale copiilor. Pe sus sunt diplomele Cristinei Miron. Aici suntem în Harry Potter, clasa Harry Potter. Copiii o adoră. Tot din Camden Town am cumpărat postere, bineînțeles, grozave. Asta am cumpărat-o chiar de la platforma 934 din, și 3 sferturi din King's Cross. Ia uitați-vă. Oh, sunt doar 3 minute și eu n-am făcut decât vreo 3 sări, deci o să dureze video-ul ăsta. Ce ziceți de... Aici sunt în clasa numită Smile, unde de ce mai multe ori are cursuri Adina. Și Adina aici a făcut așa ceva drăguț. Fine, fine. Fine. Ești așa ciudat să vin aici și să găsesc pustietatea asta. Asta este clasa Alexandrei. Heart se numește. Pentru că ea este o inimuță. Mind the Gap. Cine a fost cu mine în Londra știe că am văzut Mind the Gap peste tot. Sunt la Luiza, care iubește New York-ul. Și din America i-am adus teagul acesta. Ia uitați-vă. Are Manhattan. Uitați-vă ce am pus. Manhattan și Yellow Cabs. Și bineînțeles, The Statue of Liberty, adică, nu? Dacă e New York, New York să fie. Partea cu a doua ieșire, da, a doua de ieșire este aici.
Ana clasei. Clasa Anei Ticuță. Anuța noastră. Unde avem iară tabla interactivă și multe proiecte acolo și multe poze și multe lucruri faine, faine, faine. Aici avem un motto inspirațional. Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen. Mă rog, mai scrie exact așa, sera, ideea. Iară proiecte multe. Efectiv, nu reușesc să le dau jos proiectele astea, chiar dacă de la anul evident că vor fi altele. Aici este clasa de Nisei, care și-a făcut-o, și-a personalizat-o. Are de la cursul de vară tot felul de lucruri drăguțe. Pasărea tucan. Ați recunoscut-o, cei care ați fost la cursul de vară, nu? London, clasa Ramonei, care are acest acțipil imens, care a necesitat vreo 2-3 ore ca să fie pus, dar pe care eu personal îl ador. Foarte multe poze. Aici a fost clasa mea când am început smart-ul aici, în clădirea asta. Și steagul Greciei, da? Și Maria a avut aici cursuri. Foarte multe poze de la examenele Cambridge, alte proiecte legate de călătorii, al doilea set de băi, din Anglia postere, evident. Asta e clasa Cristine Ionescu. Avem foarte multe Cristine aici la Smart. Și cred că Cristina este un nume binecuvântat, pentru că avem multe Cristine așa foarte dragi și foarte inimoase, foarte sufletiste. Și aici un alt motto inspirațional pe care l-am găsit și l-am pus: Be the change you wish to see in the world. Pentru că chiar asta m-a ajuns să cred, că schimbarea nu poate să fie decât în mine și nu pot să fac să schimb pe alții. Asta este o dorință absurdă, utopică. Și bineînțeles, o grămadă de poze, de frumuseți. Bine, dacă v-a fost dor și dacă vă este dor de Smart, mamă cât e holul ăsta de mare. Am ajuns. Sper să ne vedem. Să ne vedem în toamnă cu bine. Ne este foarte dor de voi, așa cum primim foarte multe mesaje că și vă este dor de noi. Și abia aștept să ne vedem fără măști și fără chestii de-astea. Vă las, vă pup, vă îmbrățișez. Gânduri bune! Pa, pa!